cu siguranță o să se bată pentru titlul și ei. Dar știi cum cu atacanții sau cu Giugangiș, cu toți, a fost jucătorul CFR, pe ăsta nu l-au mai pierdut. Că tot când pleacă vreunul de la CFR, dacă eram eu pe acolo, nu știu ce s-a întâmplat, dacă era altul. Nu a plecat de la CFR? Și este atacantul cel mai în formă din campionat. Și este în formă și când Rapidul suferea sau avea ceva, și totuși joacă, are o explozie acolo. Ultimele două victorii, hat-trick. Da. Cu Sepsi acasă, 3, acum cu Voluntari 4-1, 3 goluri iar. Dacă s-ar juca toate meciurile în Giulești, Rapid ar fi câștigat detașat campionat. Da. Detașat. Da. Problema cred că este că nu se poate găsi un echilibru între prestațiile de acasă și cele din deplasare. Poate o să-l găsească până la urmă. Da, da. Nu, dar poate în deplasare câștigă la Masa Verde cu 3-0 când începe galeria adversă să cânte paia, cum am avut și vom avea mereu bani în buzunar, să oprească meciul pentru rasism, câștigă 3-0. Nu, dacă tot a fost acest arată precedent. Bine, arată bine și eu chiar comentam înainte de începerea campionatului cu transferurile. Păi uite că nu prea să fac doar două transferuri și Rapidul chiar are rezultate. Chiar are rezultate. Duganziș, care n-ai ce să comenteze tot timpul, nu e vreun mare atacant. Dar, nu, e un atacant bun. E un atacant bun, dar meritul... Aduceți-vă aminte de Duganziș și în faimosul meci, care toți l-au considerat cel mai bun meci al Rapidului pe Giulești din prima parte cu CFR-ul. Aduți aminte, tot el a câștigat meciul cu CFR-ul. Cu ghilimele de rigoare, evident, nu l-a câștigat singur. Intră bine și Lucasen acolo. Dar e un jucător și mai e care... ceva. Mutu are nas. Mutu, nu știu cât de mare antrenor va ajunge, habar n-am. Eu sper să fie, eu îi urez lui Mutu să fie antrenor măcar cum a fost ca jucător și tot ar fi formidabil, dar Mutu la jucător are nas, asta e clar. Pentru că, na, vine din iarbă. Și un Duganziș care își regăsește forma de la Botoșani, unde în 20 de meciuri marcase 11 goluri, acum are deja marcate goluri pentru Rapid. Un jucător care nu iese atât de mult în evidență. Să spun un lucru, am fost la meci. Referitor la și la ceea ce remarca foarte bine Andrei Vochin cu statistica de la meciul FCSB-ului, este un jucător care nici măcar nu câștigă foarte multe duelurile aeriene la gabaritul care îl are. Dar e acolo, uite, pe primul gol, dă albul, el zice că e asist, dar vrea să tragă la poartă și o lovește prost. Îl prinde acolo, face preluare, o bagă în poartă. Te-ai uitat la reluare că până să dea cu mingea în poartă, celălalt se bucură, știa că dă gol? Da, da, deci da. Avea încredere deci în el. Zice, a ajuns la Duga, zice, ok. La el, e gol acum, gata. Următorul gol, la fel, îl prinde pe respingerea portarului, o bagă în poartă. Adică e tot timpul golul de la Voluntari în turul campionatului, care se demarcă foarte bine pe colțul scurt, o deviază în poartă, bun executant de penaltiuri. Că nu pare atacantul pe stilul Rapidului, combinativ genul lui Papeo, că văd că s-a tocut și cu Papeo să face atâta tam-tam, că mamă ce spectaculos e, păi parcă decât spectaculos să n-ai niciun gol, mai bine, mai puțin spectaculos ca Duganziș să dai un gol pe meci. Dacă dă un gol pe meci, e senzațional. Și pare că are o relație foarte bună și cu Mutu, pentru că am văzut și la încălzire, este singurul jucător după încălzire cu care Mutu bate palma, marchează gol, merge la bancă, se îmbrățișează cu Mutu, este schimbat, merge iar la Mutu, adică spre deosebire de relația care a avut-o cu Dan Petrescu, care de multe ori nici nu știa că este pe bancă sau bătea mâna așa uitându-se prin tribună când era schimbat, pare că Mutu găsește cheița lui Duganziș și îl face să dea totul. Încredere și... Da. Încredere și continuitate, pentru că Lucasen în câteva jocuri joacă bine. Îl avem la telefon pe domnul Angelescu, unul dintre cei doi finanțatori ai Rapidului. Bună ziua, domnul Angelescu! Ziua. Mulțumesc că vă faceți timp mereu pentru noi, că știu că sunteți foarte ocupați, să știți, chiar apreciez amabilitatea de care dați dovadă. Mulțumim frumos!